De la ora 21:40 pe HBO rulează filmul Domnișoara Cristina cu Tudor Aron Istodor, Maia Morgenstern și Ioana Anastasia Anton. Producția este o ecranizare modernă, extrem de stilizată, a binecunoscutei nuvele cu același nume scrisă de Mircea Eliade. Prins între dragostea imposibilă de dincolo de moartea domnișoarei Cristina și cea pământeană pentru Sanda, logonica lui, tânărul Egor luptă pe tărâmul alunecos dintre vis și realitate. La ora 22 pe Antena 1 puteți urmări filmul Vampire Suck. Producția este o parodie a filmelor cu vampiri, unde adolescenta Becca se află prinsă la mijloc între doi băieți care dețin diferite secrete. Când ea și prietenii ei se luptă cu o serie de drame, totul se agravează. The bigger the hit, the harder it sucks. Jacob, why did you just take off your shirt? My contract says I have to every 10 minutes of screen time. You know who we are, don't you? You're the Black Eyed Peas. Why does everyone always think we're the Black Eyed Peas? Jacob, run! A chihuahua? Vampires suck. Edward! Edward! Where? Edward, we love you. You're the best. No, Jacob's the best! Pe Pro TV de la ora 20:30 puteți urmări Triple X 2 The Next Level, un film de acțiune cu Samuel L. Jackson, Ice Cube și William Dafoe. Producția este o continuare a blockbusterului din 2002, când vântul schimbării politice se simte pe holurile Capitoliului, de vreme ce un președinte popular este ținta unui asasinat pus la cale de către un grup de radicali cu păreri diferite, care sunt infiltrați adânc în guvernul Statelor Unite ale Americii. Doar doi oameni pot face diferența dintre anarhie și libertate: Augustus Gibbons și soldatul decorat din Special Operations, Darius Stone. The last triple X can ski, surf, do all kinds of cool stunts. He's dead now, so things are gonna be different around here. You need anything? Anything? From the director of Die Another Day. To deal with these guys, I'm gonna need some serious gear. They're gearing up for World War IV. He's one man. What can one man do? Prepare for Triple X 2, The Next Level. De la ora 23:50 pe TVR1 puteți urmări filmul Border Town cu Antonio Banderas, Jennifer Lopez și Martin Sheen. Lauren, o jurnalistă cu temperament pasional și înfocată de crezul în meserie, se îndreaptă spre Juarez, un orășel mexican de lângă granița cu Statele Unite, pentru a investiga o serie de crime misterioase comise asupra unor femei ce lucrau într-o fabrică. Pe măsură ce jurnalista descoperă sute de victime, câștigă încrederea muncitorilor din fabrică, care își pune viața în pericol. This story could save her life. They will kill you. I will find this man. De la ora 22 pe National Geographic Channel puteți urmări documentarul Evacuați Terra. Producția analizează posibilitățile omenirii de a supraviețui în cazul unei amenințări cu extinția. Se iau în calcul necesitățile transportului către alte planete și modul de adaptare al populației: aerul respirabil, forța gravitațională, hrana și refacerea vieții în general.
Cristine Frânte. Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu impact emoțional. Un bărbat de 29 de ani și un copil de 8 luni au murit în noaptea de marți spre miercuri într-un accident rutier în județul Sibiu. O tânără de 17 ani a fost grav rănită. La fața locului au intervenit polițiști, pompieri și medici. Bărbatul conducea autoturismul spre Mediaș, a pierdut controlul direcției de deplasare, a lovit un cap de pod de pe partea stângă a sensului de mers și s-a răsturnat, conform poliției Sibiu. Din nefericire, cadrele medicale nu au mai putut să facă nimic pentru tânăr și pentru bebeluș. Tânăra a ajuns la spital. În urma accidentului se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, respectiv vătămare corporală din culpă. Accident spectaculos la Mamaia miercuri seară. Un autoturism care circula cu viteză a lovit un stâlp, a ricoșat în parapetul de beton de pe mijlocul șoselei și s-a răsturnat. În mașina înmatriculată în Ucraina se aflau doi cetățeni ucraineni. Unul dintre ei a fost rănit și a fost transportat la spital. Celălalt a primit îngrijiri pe loc din partea unui echipaj al serviciului de ambulanță județean, dar a refuzat să fie dus la spital. Potrivit primelor date ale anchetei, ambii bărbați erau în stare de ebrietate. Aveau o alcoolemie de peste 1 mg pe litru, alcool pur în aerul expirat, iar pasagerul era doar în lenjărie intimă. A fost și pericol de explozie, pentru că în port bagajul mașinii se afla o canistră cu carburant, care a fost îndepărtată rapid de polițiști. Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului. Scenă de coșmar pe o șosea din județul Ialomița. Un bărbat în vârstă de 38 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu mașina în urma coliziunii cu un alt vehicul. Bărbatul oprise la un magazin din comuna Ciulnița. Când se plece, a dat cu spatele, iar mașina a fost lovită de un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani și s-a răsturnat pe carosabil. La locul accidentului au intervenit 3 ambulanțe, 2 mașini de pompieri și mai multe echipaje de poliție. Din păcate, pentru șoferul mașinii răsturnate, cadrele medicale nu au mai putut face nimic. Celălalt șofer s-a ales cu răni ușoare și a primit îngrijiri medicale pe loc. A fost testat cu etilotestul și s-a constatat că nu consumase alcool. Polițiștii fac cercetări în acest caz pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și în jurul a 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În capitală cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Minima termică va fi de 15-17 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Mâine vremea se va menține călduroasă în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu înorări temporare și perii răstrânse, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara, cu precădere în zonele montane, submontane, în vestul și centrul țării. Vor fi condiții de grindină. Vântul va avea unele intensificări în sud-estul teritoriului, în special în zona litoralului, dar de scurtă durată, posibil și în rest, asociat averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 34 de grade, valori ușor mai scăzute urmând a se înregistra pe litoral și în delta, unde vor fi între 22 și 25 de grade. În capitală, vremea se va menține călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului de 32-33 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La munte cerul va fi variabil, cu înorări temporare și perii răstrânse vor fi averse, descărcări electrice și posibil grindină, mai ales după amiaza și seara. Temperatura aerului va fi în creștere ușoară față de intervalul anterior. La mare, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 15 și 18 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 19 și 22 de grade. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi.
De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. Romtelecom. Împreună acasă. E canalul cu cele mai bune filme din lume. E HBO. Și nu vine singur, ci la pachet cu HBO Comedy pentru toți cei care adoră comedia. Ești client Romtelecom și ai primit oferta specială cu 3 luni HBO și HBO Comedy incluse? Prelungește-ți opțiunea pentru cele două canale sunând la 1930 sau în magazine și poți câștiga unul dintre cele 10 premii constând într-un pachet Smart TV și Home Cinema. Romtelecom. Televiziune, internet, telefonie. Începe povestea lor, dar tu ești ocupată? Pune pauză și o urmărești mai târziu. Ți-a scăpat primul lor sărut? Derulează! Te-a emoționat nunta? O poți înregistra! Vrei să vezi altceva? Ai o colecție de filme și seriale din care poți alege și ai totul la o calitate excepțională a sunetului și a imaginii de 5 ori mai bună decât cea standard. Numai cu televiziunea Dolce Interactiv de la Romtelecom. Romtelecom. Împreună acasă.